Bună dimineața și bun găsit la Estetica Premium! Bine v-am regăsit! Să știi că mie tare mult mi-a plăcut subiectul de astăzi. Eu să încep cu o mărturisire. Nu prea cred în lucrurile la modă, deși în ultima perioadă mi-am auzit toate prietenele vorbind despre sushi, cât e de bun, de sănătos. Tocmai de aceea m-am gândit să te trimit să verifici. Ceea ce, evident, am și făcut. Iată ce am aflat! Se spune că dacă ai apucat să guști sushi odată în viață, sigur o vei face și a doua oară, nu doar pentru gust, ci și pentru spectacolul preparării. Bucătarii cu adevărat pricepuți știu să transforme preparatul într-o delicatesă, dar și într-o lecție de cultură japoneză. Cuvântul sushi nu se referă, așa cum mulți sunt tentați să creadă, la pește. De fapt, desemnează tot restul. Orezul, care a fost condimentat în prealabil cu zahăr, sare și oțet, dar și legumele și carnea pe care acesta le va acoperi, în funcție de imaginația clientului, desigur. Dar spectacolul bucătăriei japoneze este cel de la masa de teppanyaki. Acolo își arată șefii maestria. Care este diferența dintre preparatele gătite pe o masă de teppanyaki și cele pe care le facem clasic în bucătărie? Pe o masă de teppanyaki e tradițional japonez, pentru că s-a luat din vremea războiului, când ostașii găteau pe scuturi, și de acolo s-a luat treaba cu teppanyaki. Și părerea mea că e mult mai gustos și e și un spectacol cât de cât. Este vreo diferență de gust între mâncarea gătită așa și cea tradițională? Da, este mult mai gustos la teppan. Odată ieșiți de sub vraja bucătarului, revine însă îngrijorarea. Așadar, este un mit sau este adevărat că bucătăria japoneză este poate cea mai sănătoasă dintre bucătării? Este adevărat, pentru că se folosesc ingrediente foarte proaspete. Majoritatea se mănâncă crude, adică așa cum sunt, se păstrează toate vitaminele, mineralele. La fel și algele conțin foarte mult iod direct din mări și oceane. Și eu zic că e foarte sănătos. Sushi, orice mâncare care este formată din orez, din pește și care nu este prăjită, plină de uleiuri, evident că e o mâncare sănătoasă. Dacă mai are și niște legume alături, super sănătoasă. Toți specialiștii în nutriție avertizează, sushi este foarte bogat în proteine și carbohidrați, așa că nu e recomandat în diete. În plus, gravidele, de exemplu, nu au voie să mănânce pește crud, sau le dăm indicația să se abțină, pentru că, sigur, se pot naște toxi infecții cu niște bacterii care pot să ducă la pierderea sarcinii. Deci să facă bine 9 luni, să nu mânce sushi. În final, concluzia vine firesc de la un specialist japonez. When I go to the restaurant, first I see the style and the shape of the chef. If shape has a very fatty, I never eat. If shape's skin is very clear and if shape is very slim, that cuisine will make us very happy. Și acum să recapitulăm. Avantajul ar fi că am putea avea un prânz sănătos și o cină ușoară. Dezavantajul este că nu putem consuma sushi dacă suntem la cura de slăbire. Cu toate astea, mie tare mult mi-a plăcut spectacolul de la masa de teppanyaki. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați, putem să rămânem tineri, frumoși și sănătoși. Pe curând! Thank you.